Spitalul din Negrești este doar un muzeu al medicinei perfect conservat. Și asta pentru că doar frunzele mai calcă pe treptele a ceea ce a fost odată, spitalul orășenesc aflat la intersecția a trei județe. În fiecare lună veneau aici mii de oameni din Vaslui, Neamț, ori chiar din sudul Iașului, iar capacitatea de internare era de peste 100 de paturi. Deși la momentul închiderii reprezentanții Ministerului Sănătății au afirmat că vor compensa prin investiții în centre de zi sau prin sporirea numărului de ambulanțe, realitatea din teren este cu totul alta. Foarte chinuitor, a trebuit să fac rost de o mașină, să plătesc drumul dus-întors, să ajung prin sat, că mama mea e din Valea Mare. Vinea din toate țatele, vinea. Era, vă spun, stătești câte doi în pasăte, așa de aglomerat. Dar de ce s-au închis, nu știu, asta nu pot să vă spun. Nu i-a durut sufletul, nu a avut dragoste, nu a avut așa la sentimentul ăla de om gospodar. Și ne-a făcut treaba asta. Nu i-a plăcut să fie gospodar, să zici că de atâția ani stă în spital aici. Claudiu Ionescu este doar unul dintre cei 100 de oameni care au devenit șomeri odată cu închiderea. Era managerul spitalului inaugurat în urmă cu doar 7 ani și dotat cu aparatură de milioane de euro. Ironia sorții, cu doar 2 luni înainte de a fi pus lacătul, camera de gardă primise dotare completă cu defibrilatoare, ecograf și monitoare, printr-un proiect al Băncii Mondiale. Aparatura există, este acolo. Ea probabil s-a mai auzat moral, pentru că au apărut alte... Dar la momentul închiderii, aparatura era, eu zic, printre primele locuri. La scurt timp după închidere, fostul Consiliu Local a concesionat spitalul unei firme din București, sperând că așa întreaga zonă ar putea avea în continuare asistență medicală, chiar și privată. Afacerea s-a dovedit un fiasco, iar acum primăria a fost chemată în instanță pentru a plăti daune de 1,5 milioane de euro. Conturile instituției au fost blocate, astfel că orice variantă de a ieși din impas este valabilă doar în teorie. Prima variantă ar fi să-l facem centru multifuncțional de zi, deci cu asistență medicală doar pe timp de zi, și varianta convenabilă nouă ar fi să luăm o hotărâre de Consiliu Local, să cedăm Spitalul Consiliului Județean Vaslui, astfel încât să-l facem secție externă a Spitalului Județean de Urgență. Practic, pentru situații de urgențe medicale, oamenii din zona Negreștiului sunt dependenți de ambulanțe care ar trebui să-i transporte la Vaslui. Se tem însă că iarna va bloca din nou drumurile și vor rămâne prizonierii zăpezii privind neputincioși la muzeul spitalului.